Salutare și bun venit în pisieria! Astăzi o să vă arăt cum puteți dezinstala aproape orice aplicație de pe telefonul vostru cu Android și când spun aproape orice aplicație, inclusiv Google Play Store. Cum vom face acest lucru? Păi foarte simplu. După cum vedeți, acesta este telefonul meu și vreau să dezinstalez, să zicem, Google Play Music. Dacă voi da tap pe iconiță, veți observa că nu am decât Edit și App Info. În cazul altor aplicații, cum e de exemplu acest screen recorder care fac acum înregistrarea, am și butonul de uninstall. De ce Google Play Music nu are buton de uninstall? Foarte simplu. Pentru că este o aplicație de sistem, este o aplicație preinstalată. Însă, și aceste aplicații pot fi dezinstalate foarte ușor și o să vă arăt cum faceți acest lucru. În primul și în primul rând, veți avea nevoie de opțiunile de dezvoltator activate. Ca să faceți acest lucru, mergeți în Settings, apoi dați la About Phone. Apoi vedeți că aveți aici Build Number. La voi s-ar putea să fie în alt loc, să fie prima chestie de sus, important este să găsiți Build Number. De asta de mai multe ori o să vi se ceară să vă introduceți pin-ul și după ce ați introdus pin-ul scrie aici You are now a developer, ceea ce înseamnă că s-au activat opțiune de dezvoltator pe care apoi le găsiți ori la System, ori la Special Features, trebuie să le căutați. La mine sunt la sistem. vedeți că sunt activate și va trebui să găsim aici USB Debugging. O să dăm OK. La calculator o să avem nevoie de o aplicație. Deschidem un browser și scriem ADB App Control. Mergem pe primul rezultat. Este o aplicație gratuită, nu vă faceți griji. Ca să o descărcăm dăm click pe Download. Eu am luat zip-ul, voi puteți lua aplicația instalabilă în cazul în care vreți să o mai folosiți pe viitor. Voi extrage folderul și voi porni aplicația. Îmi zice că Windows protected your PC, Microsoft Defender Smart Screen prevented an unrecognized app from starting. Ne zice că e un risc dacă vom urla aplicația, nu, nu e niciun risc, aplicația este safe, vom da run anyway. Și ni se spune aici, attention, please download the program only from the official website, care este adbappcontrol.com. Dăm tap pe ok, la un moment dat, telefonul ne va cere pe calculator permisiune de USB debugging. Vedeți că a apărut o chestie pe telefon, o să dau ok. Și dăm aici OK, este Change Log-ul. Ne întreabă dacă vrem să instalăm o aplicație AC Bridge. Voi da pe Cancel. Această aplicație doar mai a dată iconițele aplicațiilor din Android, dar dacă eu știu ce cauci și ce vreau să dezinstalez, nu e o problemă. Acestea sunt toate pachetele instalate pe telefon și uh, sunt mai multe decât apar în lista de aplicații, evident. Cum vă spuneam, eu vreau să dau jos Play Music, așa că putem să căutăm în lista asta, numele de Music. După ce am găsit-o, ca să scăpăm de ea, o să o selectăm și mergem aici pe meniul de select și vom da uninstall. Dacă ștergeți sau dezactivați o aplicație de sistem, s-ar putea ca telefonul să aibă probleme. Eu voi fi de acolo și voi da pe yes și își ne întreabă dacă vrem să facem un backup aplicației și da, voi face un backup aplicației. Acum se dezinstalează și dacă vă uitați, în timp real pe telefon, aplicația a și dispărut. Cam atât a fost. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte, foarte mult. Să-i dați un share dacă vreți să-l vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, să aveți o zi frumoasă. La revedere!